și s-a trezit în noapte acel cerșetor și a început să se roage cu lacrimi ca să le dea sprijin Dumnezeu, pentru că atât de săraci erau. Chiar și un cerșetor a considerat că sunt acești copii mult mai săraci decât este un cerșetor. Părintele Neguțiu ajunge după aceea să fie sprijinit de învățătorii din localitatea de unde era, ajunge să urmeze facultatea de teologie. Dar calvarul comunist își va pune amprenta, părintele Negruțu fiind foarte iubit la școala din Beiuș, unde va preda, și va fi închis. Mulți dintre cei care l-au cunoscut au amintiri plăcute despre părintele Negruțu, care a trecut prin închisorile din România. Nu și-a trădat prietenii, nu există nicio mărturie că dumnealui ar fi făcut vreun rău, ar fi săvârșit vreo crimă, în ghilimele, de trădare împotriva propriilor prieteni. Va fi eliberat după 17 ani prin întregul gulag românesc, ajunge chiar și în zona de Bărăgan, acolo unde este trimis să ridice o biserică. Și în puținul timp în care va rămâne în acea zonă, va reuși să zidească o biserică pentru cei care erau la fel de prigoniți ca și dumnealui. În această carte mi-amintesc, de exemplu, și de Todiale, este episcopul cardinalul, de fapt, Alexandru Todea, episcop inițial. Alexandru Todea este din zona Reghinului și povestea că a încercat să se ascundă de securitate, dar în urma unei trădări a fost descoperit și îi mulțumea lui Dumnezeu că dacă nu l-ar fi descoperit securitatea în acel moment, ar fi decedat, deoarece mult timp, în cei 3-4 ani în care s-a ascuns, a locuit într-o casă unde în mijlocul uneia dintre încăperi își făcuseră o ascunzătoare. Și în momentul în care a venit securitatea, a intrat în acea groapă, au pus peste el covorul și atât de mult au stat securiștii acolo că deja nu mai avea aer. Și practic securitatea a reușit să-l scoată din acea ascunzătoare, salvându-l practic de la moarte, și îi povestea că este o binecuvântare și a mulțumit pentru faptul că a fost scos din acea ascunzătoare și datorită acestui fapt trăiește. O altă personalitate foarte importantă, care astăzi am înțeles că la nușoara Elisabetei Elizei s-a ridicat o troiță. Elisabeta Rizia este o sfântă care a trecut și a îndurat foarte mult. Poate ați citit povestea dumneaei. Gheorghe Rizia, de exemplu, este unul dintre deținuții politici despre care eu am scris, deoarece a trecut prin penitenciarul din Oradea. Din grupul de la Nucșoara au făcut parte 34 de femei. Din cele 34 de femei, 6 au ajuns în penitenciarul din Oradea la finele anului 1962. De la Arad au ajuns la Oradea. La fel și Gheorghe Rizia a trecut prin penitenciarul din Oradea, după care a fost transferat. Penitenciarul din Oradea se află în mijlocul orașului. Este un penitenciar foarte greu. Prea puțină lume cunoaște ce s-a întâmplat acolo, nefiind cercetat ca și celelalte închisori, cum este Sighetul, cum este Aiudul, cum este Gherla. Penitenciarul din Oradea ascunde numeroase personalități, cum ar fi Arsenie Boc. Arsenie Boc a fost arestat în lotul cu părintele Bordașiu, care și dumnealui a fost stat ascuns foarte mulți ani. Arsenie Boca ajunge la Oradea la finele anului 1956 și stă până în aprilie 1957, fiind eliberat de aici după multă perioadă de detenție. Părintele Bordașiu de la Biserica Sfântul Silvestru face parte din mișcarea de la Antim și de la mănăstirea Antim. Va fi și dumnealui arestat după 7 ani în care dumnealui a reușit să se ascundă în munți.
în satul în care dumnealui avea familia. Povestea la un moment dat și părintele Bordașiu că doar vara, când era cald, niciodată nu putea să iasă din camera respectivă, iar ca să se bucure de soare, efectiv își scotea mâinile pe fereastră și atâta a fost în cei 7 ani singurul lui contact cu soarele. La un moment dat, în urma unei trădări, părintele Bordașiu va fi descoperit, iar securitatea îi cere să scoată arma de unde o avea ascunsă și părintele a spus că singura lui armă pe care a avut-o în toți acești ani este Biblia. Și efectiv doar Biblia o avusese la el în toți acei 7 ani de calvar. Dar această perioadă în care acești oameni au stat ascunși, vă povesteam și cardinalul Todea și părintele Bortașeu, să știți că nu sunt ani în care sunt ușor de îndurat. Practic, stresul de a ști că urmează să fii tot timpul arestat sau urmează să fii, așteptarea aceasta este mult mai cumplită decât faptul când ești uneori în închisoare.